Bun venit la Hero Twins Roblox! Azi mergem la târgul de Crăciun aici lângă noi. În Toronto? În Kitchener. Am fost și în Kitchener, am fost și în Toronto. Dar în Toronto n-am găsit târg de Crăciun și ne-am dus cu patine. Cu patine! De prima dată pentru mama Ida în 45 de ani cu patine. Și pentru noi a fost 5 ani. Dar oricum noi am fost cu patine doar 5-6 ori în viața noastră. Și am fost în Toronto să vedem doar ce este acolo de Crăciun și să avem o zi așa în familie pentru că n-am avut de mult. Da, dacă vreți să vedeți un vlog frumos... Bună seara, Ido! Adică bună ziua pentru noi, bună seara pentru voi! Am venit aici la un Christmas market. Nu este ca în Europa, cum am spus. Aici niște chioșcuri micuțe. Multe... Pentru chicină, pentru orășelul nostru, sunt multe persoane. Da, chiar sunt. Uite acolo, favoritul nostru, Don Julio, tequila și bar. Dacă am venit aici pentru jumătate oră, am venit să-mi iau și eu un vin fier, dacă se poate. Sau să mâncăm ceva? Vrei să mâncăm ceva? Păi, da, vreau să... N-am mâncat nimic, absolut nimic de când ne-am trezit. L-am găsit pe Olaf. Unde? Pe asta? Cât costă? 60? Mamă, păi ce... Nu știu, adică mai mulțoi, bebisem foarte jucă. Sunt făcuți cu mâna, normal că sunt. Azi este foarte, foarte vântos. Glumesc, că e foarte mult vânt. Uite acolo, am văzut niște hot dog-uri. Dar ce te uiți? Eu aș mânca un hot dog. Eu aș mânca, dar are calorii multe, eu sunt aici aspăbit. Ce contează calorii? Lasă-mi caloriile tale și hai să mâncăm. Aici au șnițele. Acolo au... Păi, funnel cakes. Ia funnel cakes. Nu-mi bag acum un funnel cake, că ăla mă pune 2 kg pe mine. Da. Ce să luăm? Apple? E vreo ceva de mâncare că n-am mâncat. Dar luăm și apple fritter. Apple fritter este. Apple fritter este mai mult de desert. Hai să vedem mai. Așa sunt, știi? Închide-te la... Să plece toată lumea acasă odată. E destul de rece, se spune că e 10 grade, dar cu vântul... 11 grade scrie, dar nu cred că e... E mai rece decât 11 grade, crede-mă. Și asta e City Hall din Kitchener, uite aici. Mamă, ce pom, ce prad urât! Nu se putea un prad mai urât, a pus doar luminițe. Brașovule, unde ești, Brașovule? Hai, vino să arăți aici, în Canada, cum se pună brazii de Crăciun. Hai să mă cânt. Mama Ida unde este? Știu că s-a pus la o linie. Stă la coadă să-și ia... Covuig? Covuig. Stai în linie. Nu zic că linia asta e prea mare. Păi s-a așa ieșit dincolo. Nu mai vreți covuig. Stai acolo de... Sau vreți să mergeți la... Păi, vei covuig, eu aș vrea un sandwich cu șnițel. Da, mama Ida vrea un covuig. Tu vei covuig? Acolo, la șnițel. Sau luăm apă, acolo e și apă fritură. Hai acolo. Uite aici. Niște cookies, stai să ne uităm. Zăguțu! Ce drăguț e! A venit Santa de vreme aici. Alex vrea să meargă să-și ia și el un șnițel, că e foame. Că n-a mâncat nimic. Șnițel sau hot dog? Gata. Mai Ido, tip-til, s-a dus să-și ia niște apple fritters. Spune ce hot dog este, hai! Wow, vreau să bagă mine niște apple fritters. Alea dulci, ham. Am venit aici înăuntru și așteptăm să luăm un covrig. Mama Ido vrea un covrig, așa, mama Ido? Da. Înăuntru și mai mulți oameni decât cum am fost afară. Uite așa. Sunt din astea chioșcuri, uite aici, niște covrig. Covrigi de care vrei? Eu văd dacă e posibil cu brânză la cau. Și acolo sus mai sunt și niște chioșcuri unde putem să mergem să vizităm puțin. Ce bine, sunt calzi. Sunt calzi. Sunt calzi. Da, hai să ne vedem puțin, spatele puțin, să ne vedem. Și am luat doi. That looks very good. Foarte bun. The gust. Hai să cum e? Da? Foarte bun. Până masă de ziua de azi. Carbohidrați. Covrigi cu brânză. A venit timpul să încercăm aici șnițel și bratwurst sau cum se deschide să vezi ce ai acolo. Stai așa. Fii atent cum arată șnițelul. Da, văzcă, da? Cânatul. Și bratwurst. Okay, și cânatul. Uite aici oamenii cu patine. Eu aș patina. Dacă era puțin mai rece, nu știu dacă venea mască. Deja există puțin de vânt aici.
puțin de vânt. Thank you. Thank you so much. Mamaido. Hai aici. Hai. Hai Mamaido, hai. Am luat aici. Oh, we got a candy cane too. Am luat aici un candy cane. Candy cane. Lasă că le bag în buzunar. Ce la candy cane? Ce? Am primit cadou. Hai să vedem puțin. Ia să văd. Stai. Eu trebuie să mănânc cu unul de ăsta acum. Nu, acolo. Lasă casa, lasă casa. Nu. Lasă casa, lasă casa. Este duminică și am zis că hai să încercăm să vedem cum arată Christmas Market. Let's go check it out. În Toronto, unul e mai mare decât ăla din Kitchener. Am spus de ce nu, să vedem cum este. So everybody, ne îmbrăcăm, acum sunt pijamale și hai să vedem cum arată. Și o să ne îmbrăcăm acum în 3, oh my God. 2, 1 și... Și... Ready for Freddy. Ready. Hai să vedem cum este în Toronto. Let's go. Don't just chuck it in like that. Huh? Don't just chuck it in like that. You know that's what I do. You know that's what I do. Hai mașină. Ce faceți, părinții Ido? Cum sunteți? Oh! Mama Ido, ești supărată că am mers în mânecă scurtă? Dar știi de ce? Pentru că vreau să-mi arăt mușchii. Vezi? Sunt niște... Eu lucrez pentru ei și te ți-i arăt, că altfel... Ieri am fost cu mânecă lungă și a fost destul de cald. Nu mi-a fost frigă. La cabi a fost, acum avem... Da, jacheta... 11 grade. Jacheta albă ține foarte bine căldura. Arăți foarte frumos valea aici în parcare. Mulțumesc. Ce? Uite, da, arată bine. Nice. Ce lași așa? Pe cine ai iubit? Cine ți-a dat iubirea? Cu cine voi fi? Când cu mine te știe lumea. Cum ai mai trăi? Fără iubire o viață întreagă. Mă împătă lipsa ta și n-am băut. Am văzut și noi o melodie aici. I'm gonna go this way. I know exactly which way to go. Everybody follow me. Follow the leader. I'm the leader. Let's go. Nope. S-a deschis un nou mall aici. E afară, uite. Au avut un show superb pe patine, care am stat să ne uităm chiar aici, între zgârie nori. Wow, dar cum poate să stea ea așa sus acolo? Nu cade? Aoleu! Woo! Întoarce roata! Întoarce! Magazinul sau mall-ul ăsta afară s-a deschis acum 3 săptămâni, 2 săptămâni, când eram... The Well. Fântâna. Adică fântâna. The Well. Yeah. The Well. Dar da. Ce, în limba română nu există cuvântul da, ca în limba spaniolă? Că nu e. Este da, se adaugă la fântâna. Final. Fântâna. A înseamnă the. Băiatul, fata. Băiatul. Nu the girl, the boy. E de cupleaniță, ca la limba feduce. Putem să stăm, să beam ceva frumos? Asta este o ocazie foarte bună pentru un date. Aduc fata aici și beam un vin fier și stăm și povestim despre viața noastră. Da. Ne-a apuit lumea deja de 2-3 ori că le place foarte mult jachetele astea. Și m-a întrebat ce este Vigo aici, că scrie Vigo. Ce trebuie să răspund? Ce? Că e fratele lui Giorgio. Fratele lui Giorgio? Dar cine e Giorgio? Armani. Oh, Giorgio Armani. Salut. You gotta brush up on your skills, my guy. Salut cine? Calvin. Calvin Klein. Din singura casă. I like Kevin. Calvin da, Klein. Dar uite, chiar sunt frumoase și lumea le place foarte mult. Deci. Arhitectura aici, la clădirea asta. Yeah, yeah. Uite aici. Sus. Totul este afară, deci e rece, nu este cald aici, dar e foarte, foarte frumos. Este un mall făcut nou acum. Orășelul Toronto aici se apropie de Crăciun. The Well, fântâna. The Well. Da-da-da-da-da.
Alex uite la poza lui care i-am făcut-o. Mi-a făcut și mie o poză, că eu nu fac poze mereu și mi-a făcut și mie o poză. Poate mă rog, pentru că el trebuie să uită la 20.000 de poze, dacă faci una e gata. Uite, stai să vă arăt ce am făcut. Hai, da, a fost doar pentru memories. Hai, nu, să a fost două poze, mi-a făcut una aici, uite așa. Mi-a făcut numai asta, sexy atâta, și sunt foarte mulțumit cu două poze. Mă bucur. De 20.000. Păi eu n-am făcut niciuna azi, Alex, lasă-mă. Când faci foarte mult. Nu, asta a fost acum mai mult timp, acum nu. Stai să-i vedem. Sunt pe undeva? Dar Valin, de ce nu mergem noi prin lume? Hai să mergem undeva. Păi hai, dar vreau întâi să mai vedem puțin. U, ce frumos sunt candelabrele astea de Crăciun. Nu știu, cum au construit asta mi se pare foarte, foarte fain. Dar Alex, ia spune puțin, cât a costat o sticlă de șampanie? Nu, un pahar de șampanie. Că am trecut de la un chioșc acolo care voiam să... Un pahar de șampanie a fost două feluri. Cel mai ieftin a fost $25 canadieni, cel mai scump 29, cum ar veni 80 de lei sau 100 de lei. Un pahar de șampanie. Un pahar de șampanie, care mi se pare foarte... Prea scump. Prea scump, nu merită. Și m-am mai dovrat. Și am spus că nu merită, nu. Am filmat puțin The Well, semnul. Vorbi cât de scump este șampanie aici. Cât de scump este șampanie? Prea scump. Hai, mergem sus. Hai să vedem ce e sus. Turnucenă, CN Tower. Frumosul. Am fost acolo sus de mult, de pe 2-3 ori. Dacă ne-ați venit voi când? Acum 20 de ani? Acum 22 de ani jumătate. Acum 20 de ani. De ani nu era turnul, nu? Nu, nu era. Nu, turnul era, dar nu erau astea, nu erau clădirile astea. Nici o clădire nu era, absolut. Sau cred că s-au făcut 50 de zgârie în ori atunci. 50. Și pe malul, da, nu numai păi aici, din 2001, nu, din și 2001. Pe malul lacului sunt o grămadă de zgârie nori. Și mai încolo pe Gardiner Expressway și peste tot. Și mai încolo în downtown sau foarte multe construcții în 20 de ani. Foarte scump să stai în Toronto, nu știu cum au oamenii bani să stea aici toți. Nu înțeleg. Sapă. Lambo. Păi este, e Lamborghini vechi. Foarte fain făcută arhitectura în centru Torontoului. Este afară, într-adevăr, este puțin frig, dar sincer, ceva nou. Mergem să vedem dacă găsim ceva, un Christmas market, că de asta am venit. Și să luăm ceva de băut foarte cald. Ce faci, Vali? Ce să facem? Uite, stăm aici... la locul nostru preferat, la LCBO, am venit să luăm așa o... Dar numai ca să povestim, în Canada nu există, poți să cumperi. Cum spuneam Ido, până ne-am fost întrerupți, deci, domnul care n-avem voie să filmăm în LCBO. Scuzați, lege proastă oricum, dar nu contează. Dar e lege care este nouă, care s-a făcut nouă. Oricum, am luat aici ceva frumos, mama Ido vrea să-mi ia o dușcă, cum a zis. O dușcă? Unde e? Ce fac? Nu-i văd. Ce faci acolo? Bă, și eu. Ce bei? Dușcă. Mere, că dacă vede statul canadian, e suc de mere, nu-i nimica. Îți place? Suc de mere, să știi că este foarte sănătos. Îți place? Ca la mama acasă, ia mama, uite, ține. Ia băiatule și bea. Ce spune bunicul Ido? Ia băiatule și bea. Bunicul Ido spune mamă. Am fost la Tim Hortons să luăm o cafea. Am luat puțin cafea și am dat un pic de dușcă în ea. Și normal că Vali nu putea să abține de la mâncare. Am pus aici puțin de din ăla ce am cumpărat foarte bine. Am luat ceva? Nu, dar să uită la asta, la Stromboli. La Stromboli ăsta, nu? Ăla? Și eram să luăm, dacă era acolo, gata, luăm. Ai, asta e viața. Noi mergem acum la... Să vedem dacă e ceva gălăgie aici. Zgârie nori aici, foarte mulți aici în Toronto. Aici ne aflăm la un loc foarte frumos, un loc preferat al meu. Avem Intercontinentalul, un hotel foarte cunoscut aici în Canada, Banca Royal Bank of Canada, care este banca regală a Canadei, care au un building separat pentru ei. TD Canada Trust, care este altă bancă internațională a Canadei.
TD Canada și alte multe clădiri de afaceri. Societăți de asigurări. Societăți de asigurări. Ne îndreptăm ușurel spre Scotiabank Arena, unde joacă Toronto Raptors de la basket, NBA. Favoriții aici, Toronto. Toronto Maple Leafs la hockey. Tot acolo joacă? E patinoar, știi? Patinoar, dar și da. Teren de basket. Așa. E o arenă de 25.000 de lei. 25.000? 25.000, dar îți dai seama, e ca o găleată. Prima oară când mergi acolo și e sus, te uiți în jos, e 25.000 de locuri pe o suprafață destul de restrânsă. Ai impresia că e foarte abrupt și amețești. Reflecția la CN Tower se vede prin blocul ăsta, care e de fapt chiar în spatele nostru aici. Cea mai mare clădire din Canada, undeva la, trebuie să mă uit, dar o să pun aici, undeva la foarte mulți metri. Poți să iei escală până sus, costă undeva la $100 de persoane ca să ajungi acolo sus. Nu, am spus că cât costă să ajungi la CN Tower acolo sus? Cam $100? Nu, 45 de persoane, 49,99, nu. Pentru două bilete am dat noi atunci $98. A, deci 45? 45 de persoane. 45 de canadieni de persoane, undeva la 130 de lei să urci acolo sus. Da, aici metro, ai filmat metroul? Da, acolo e metroul Toronto. Nu e ca și în Europa, categoric nu este, dar na, sunt diferențe și diferențe, care o să aflați în cărțile noastre, care o să vină apară într-o lună. Era foarte lungă coadă la târgul de Crăciun și am venit aici la patinaj. Wow, wow, wow. Mama Ido n-a mai fost pe patine de la vârsta de vreo 10 ani, acum 45 de ani. Și acum ne încălțăm. Prima dată, hai să vedem. Noi n-am mai fost de vreo 3-4 ani și am zis, hei, hai să mergem, să vedem dacă mai putem pe patine. Prima tură am luat-o pe mama Ido de mână, că poate cădea. Hai să vedem, hai să mergem la un drum. N-a trebuit mai mult de o tură și mama Ido s-a lansat. Uite ce frumos merge. Bravo, bravo, bravo. Up, hai să mergem pe lângă oameni. Jum, jum, jum. Mama Ida era supărată că nu dădea luminile. Să vadă Toronto frumos. Dar uite, Alex a împins-o. Hai, hai să mergem. Patinăm, patinăm, patinăm. Repede, repede. Hai, Alex, să nu cazi. Să nu cazi. Ce frumos a fost să patinez chiar lângă semnul Toronto în downtown. Hai și pe mine să ne vedem puțin. Uite, uite. Jum! Hai, Vani, mai repede că ne plictisim. Oh, și cu spatele, ok. I take back what I said. Fiecare dată când ne uităm, nu ne vine să crede cât de frumos este semnul ăsta de Toronto. Mii de oameni aici care patinează în fața noastră. Hai să nu-l lovim pe nimeni. Uite și plop jos așa. Bravo, bravo. Te pupăm. Tata Ido n-a luat patine la început? Că nu știu, a zis că nu vrea. Dar după aia am zis, tata Ido, hai să încerci și tu. Dar op, mai greu decât ai crezut, tata Ido, mai greu. Hai, ține pe mama Ido de mână, dar să nu faci să cadă. Op. Ok, ok, hai să vedem. Hai, tata Ido, ești puternic, haideți. Oh, bam. Ca la Tom și Jerry când aluneci pe coajă de banană. Hai sus, hai, hai, hai. Oh.
N-am distrat și n-am mai răs, dar hai să-l vedem pe tata Ido după ce și-a dat puțin drumul așa. De fapt, tata Ido a luat patinele mele care erau mult mai vechi și alunecau din picioare, deci era puțin mai greu să mergi cu el. Dar uite, ușurel, ușurel și-a dat și el puțin drumul și a mers elegant. Însă mai trebuie puțină practică, dar noi, ca familie, ne-am distrat. A fost super, super ok. Și acum, domnul Gigi Domir, cum a fost pe patine? Nu ca la schiuri, a zis tata Ido, nu ca la schiuri. Dar după ce și-a luat patinele lui Alex, a făcut toată diferența. Haideți! Shum, la, 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 eleganță, haideți! De mână cu mama Ido totuși, dar stai să vezi. Când a prins viteză, a prins viteză! Mama Ido, ca o fetiță la 20 de ani, parcă plutește. Hai, mama Ido, dă-i bătaia, tata Ido, după ea, hai, repede, repede, repede. De la 0 la 100, așa tata Ido, bravo! N-ai mai patinat și tu de la, nu știu, 15 ani, dar uite că mergi foarte, foarte bine. Și ce frumos e acum că s-a făcut noapte, au venit și luminile și parcă ești într-un vis. Avem aici, o să ne luăm un... Cârnat, la care? Botul calului. Da unde? Pe stradă. Pe stradă. Italian spicy? 5. Dolar cu cartofi e destul de ieftin. Nu, aici este pentru că sunt multe chestii în centru care sunt mult mai scumpe, ca shotul ăla de șampanie care e 25 doar un pahar de șampanie. Dacă mergi în mall-ul ăla care... Dar cumpără și am spus, nu face rost să dai așa de mult, când poți să fii aici la botul calului după ce ai mers pe patine și a fost frumos și ceva cu 25 de-a costat tot 4. Exact, uite, acolo am patinat, acolo departe. Arată bine, chiar m-am distrat, n-am fost pe patine din 2019 și am fost acum mama Ido, tata Ido. Ne-am băgat aici cu toții la o masă. Uite, stai, bagă-le toate aici. Așa. Și am un pic lumina, să vedem. Așa, două cu cartofi, două fără cartofi, italian sausage. Mai ce bun sunt. Dar bine că am luat, că porțiile de cartofi sunt foarte mari. Am luat numai două, că nu trebuia să iau patru. Asta am zis, să nu luăm. Ce înseamnă un patinaj fără un cârnat? Da, exact, merge foarte bine. Mi-a ieșit cârnatul din pâine. Și problema este, nu-i problema, dar uite aici acolo am patinat frumos. Și aici au la botul calului. E bun, mama Ido? Dacă aveau și bere. Eu am pus, e mai bine ceva cald. Un vin fiert. Ceva cald acum, nu bere. M-am pus prea mult în el, uite cât l-am făcut. L-am făcut mare și m-am făcut bună. Stăm chiar aici în centru Torontoului. Fantastic, e foarte frumos. Am ajuns la Toronto Eaton Center. Au decorat de Crăciun aici mall-ul. Pare, asta e cel mai mare mall din Toronto? Nu știu că e cel mai mare mall din Toronto, dar știu că e unul foarte mare. Uite că au adus creștele la loc. Ai văzut creștele? Astea sunt aici de 25 de ani când am venit. Se erau creștele și când, după, în timpul renovării le-au luat jos și acum le-au pus iară. Creștele? Creștele. Cum i-a părut acum? Ești drăguță. Ciufulit? Cum i-a părut după căciul? E frumos. E ok, asta e. Așa ați mama Ido. Ia să vedem ce e în spate. Uite o capră în spatele tău. Ai capră? Uite, este cum spune reindeer. Reindeer. Ren. Parcă ieși din asta un film Hallmark. Foarte frumos.
Acum se făcea un spectacol de lumini la pom în mall-ul cel mai mare sau unele din cele mai mari din Toronto. A fost superb. A început să ningă, multe, multe lumini, totul de vibe de Crăciun. Ui, ce frumos, ninsoare, ninsoare, ce frumoasă e ninsoarea. Bam, bam, bam. Mall-ul ăsta este Eaton Centre din Toronto și e frumos, e super, mai ales de sărbători. Cine dorește să vină aici în Toronto? În spatele la mall-ul ăsta mare, Eaton Centre, există piața asta. O intersecție între patru străzi și care este the main area. Intersecția asta este pe Yonge Street. Young, vezi? Intersecția Young și este Dundas. Young and Dundas. Parcă este un fel de mini New York. Foarte multe ecrane, televizoare și... E superb! Parcă ești undeva în New York. Eaton Centre, asta e Eaton Centre-ul. New York, New York, e superb. Nu e LCBO, mamă, trebuia să... Am vrut să luăm și noi ceva de la LCBO. Dar uite, merge până acolo la sfârșit, te vezi McDonald's-ul, Eaton Centre-ul din Toronto. Putem să spunem că e ca un mini-centru, oricum mult mai frumos decât când stăm noi în Kitchener. Mereu îmi place să vin aici, măcar o dată de două, hai spune 4-5 ori pe an în Toronto, pentru că e doar la o oră distanță, e superb, e frumos și, na, te umple așa de sărbători, un vibe frumos de Crăciunido. Acum ne gândim dacă să mergem pe jos sau să mergem prin mall. Eu zic că prin mall. Și acolo banca lui Mama Ido, Scotia Bank, acolo. Scotia Bank. 6 secunde. Suntem pe drum spre casă, cel mai frumos e Toronto când e seara, când se luminează toate luminile. Plecăm iară până la magazin Eaton Centre. Și plecăm spre mașinuță, ne vedem acolo, oameni frumoși, vă pupam. Ca să terminăm vlogul ăsta, am luat wings-urile care le-am luat în această seară și o pizza. E la botul carului, că nu ne place nouă, un pic de... Îmi place sosul ales, uite ăsta, cranberry vodka. Le-am făcut să fie foarte crispy. Un pic de... Dar n-au sos pe ele? Am crezut că au sos pe ele. Alex e supărat că n-au pus sos pe wings-uri aici, n-au pus. Alex, ce vrei să facem? Pentru că eu am comandat să fie cu sos barbecue, honey, garlic și mild. Și am văzut că n-au pus niciun pic. You didn't put nothing, you paid for the whole thing. Dar ok, că măcar avem pizza. Mamă, ok, bune. Sunt bune? Da. Am pus pizza aici în... Nu trebuie sos calorii. Da, e mai bune cu sos. Poftă bune, Ido. Vă pup, mă bine, sper că ați avut o zi frumoasă cu noi. Cine m-a avut o zi foarte faină. Și ca să închem ziua asta frumoasă, cum se cuvine, am făcut un aperol. Uite ce frumos. Da. Să mergem jos. Ai patinat? Mi-a patinat ambreiajul. Ai râs de mine când am căzut. Nu-i corect. Ai, că a fost așa o zi frumoasă. Nici eu n-am crezut că mă mai țin pe patine. Nu mi-aduc aminte de când am mai fost. Când eram copil, atât am patinat ultima oară. Eu de 37 de ani, dar am crezut că îmi pup patinele în picioare și zburd pe acolo pe gheață. Dar n-a fost chiar așa, dar auzi, dar la sfârșit? O, meserie! Nu meserie, mi-am revenit și mai trebuie încă vreo 2-3 ședințe să-mi revin cu patinele. Ok, hai să... Cheers, hai să mergem jos la băieți. Ok. Pup, vă mulțumesc, sunt oameni ca lumea. Chiar apreciez. Vali, vine aici. Sănătate să dumneavoastră, schieți mamații domnicu sărat. Este duminică seara și așa terminăm noi un weekend plăcut. Ăsta arată ca Kermit the Frog tot timpul. Adică broasca? Broasca, ia. Broscuța. Tata Ido, sănătate, numai bine. Pentru Tata Ido cel mai bun patinoar. Nu patinoar, patinator. Patinoar. Patinoar e skating rink, right? Vă pup, vă îmbrățișez. Ce vrei? Okay. Poftă mare, stai. Cheers, guys.
să fiți sănătoși și frumoși și să aveți Valea și după al tău. Eu nu înțeleg, eu am iară pe a lui de, eu nu înțeleg. Te luați mai bun. Foarte bun. Acum vă doresc o seară mai frumoasă, să fiți sănătoși și frumoși. Și ne auzim la următorul vlog. Pup. Mulțumim că v-ați stat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, Liniuță, Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Dați aici follow la Ido Twins pe toate rețelele de socializare aici. O să mai vină câteva vlog acum că se apropie sărbătorile, cum v-am promis. Și sper că o să vă placă ce să vă zic. Scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți de la Ido Twins. Chiar scrieți ceva, pentru că vrem mai multe idei. Și cum spunem noi de obicei, Vali? Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi Vali, deja a fost Ido Twins in. Atunci, Ido Twins out!